Bine, te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi, am ales să pornim în căutarea unui prieten și să încercăm să descriem anumite persoane. Ascultă cu atenție următoarele anunțuri: o chirie, ești amabilă, prietenoasă și îți dorești o colegă pasionată de filme, ești colega de cameră ideală. Caut coleg de cameră. Ești student și vrei să închiriezi o cameră? Îți place liniștea și ador să citești? Ești colegul de cameră pe care îl caut. Ești studentă sau studenți sau lucrezi deja? Îți plac petrecerile și ești o persoană dinamică? Te așteaptă o cameră veselă. Anunțurile ascultate de tine au fost preluate din mica publicitate. La anunțurile de mai sus au răspuns trei persoane cu gusturi și caractere diferite, cărui anunț s-ar potrivi fiecare. Thomas, de exemplu, este calm și discret, adoră poezia și muzica clasică, este student la Facultatea de Științe Politice. Andre este amuzant și generos, îi place să discute cu prietenii, lucrează ca bucătar într-un restaurant. Este timidă, dar foarte politicoasă, îi plac filmele și să se joace adesea cărți. Ea este Ana. Ei bine, Ana, chiar dacă este timidă, ea este amabilă și îi place să se întâlnească cu prietenii, să joace, de exemplu, cărți. Ea se potrivește primului anunț. Endre, cel care și lucrează în timp ce e student, este potrivit pentru anunțul 3. Iar colegul potrivit pentru anunțul numărul 2 va fi Thomas, o persoană dinamică. Alege din lista următoare câte o trăsătură de caracter potrivită pentru fiecare persoană. Lucia vede mereu viața în roz. Ea este optimistă. Ana înțelege repede lecțiile. Ea este inteligentă. Maria spune numai adevărul. Ea este sinceră. Alex vorbește urât colegilor. El este obraznic. Andrei vorbește puțin. El este timid. Irina se crede superioară tuturor. Ea este arogantă. Clarei, îi place să facă foarte multe lucruri. Ea este dinamică. Caută acum cuvinte cu sens opus pentru: just, agreabil, capabil, tolerant, fericit, prudent și discret. Poți folosi un dicționar de antonime. Cuvintele cu sens opus sunt: injust, dezagreabil, incapabil, intolerant, nefericit, imprudent și indiscret. Poți găsi și alte cuvinte cu sens opus pentru cele date. Spune acum contrariul. Andrei este nepoliticos. Nu, nici vorba. Andrei este mereu politicos. Realizează singur cele trei enunțuri. Le vom verifica împreună. Cu siguranță ai rezolvat corect. Tu crezi că el este avar? Nu. Din contră, el este darnic. O. Oh, nu. Ea este foarte nervoasă. Nu. Chiar deloc. Ea este calmă. El era atât de trist. Nu, el era cât se poate de fericit. Orice persoană are calități și defecte. În general, putem spune despre un om că este bun, rău, cu simțul umorului sau serios. Optimist, pesimist, simpatic sau antipatic. Dacă dorim să oferim câteva detalii, putem spune că este agreabil, dezagreabil, gălăgios, calm, nervos, cal, distant, dinamic, apatic, sincer, inteligent, discret sau indiscret. Descrierea este modul de expunere prin care se prezintă particularitățile, însușirile unui cos din natură, a unui peisaj, fenomen al naturii, scene din viața noastră de zi cu zi, putem descrie ființe sau chiar obiecte. Descrierea poate fi, așa cum ai învățat și tu, de tip tablou sau de tip portret. Descrierea de tip portret dintr-o operă literară cuprinde trăsăturile fizice ale personajului: cele care se referă la vârstă, familie, origine, ocupație, înfățișare, statură sau chiar vestimentație. Și trăsăturile morale. Ale personajului, adică cele care se referă la calități, defecte, comportament, portretul în care un personaj surprinde propriile trăsături se numește autoportret. Te-ai descurcat grozav! Felicitări! Ai ajuns la final!